Salutare la toată lumea! Bine ați venit pe canalul meu! Dacă nu ești abonat, te invit să o faci acum. Apasă butonul de abonare, dar și notificări. Iar dacă crezi că acest subiect îți oferă răspunsurile așteptate, dă-mi un like și lasă-mi un comentariu. Să fie bine! Minunata lume acvatică ne aduce ca temă pentru astăzi sarea. Toți am avut probleme cu boli, paraziți și ciuperci la peștii din acvariile noastre și am întrebat. Sarea poate fi folosită în acvariile de apă dulce? Sarea poate fi folosită în acvariile de apă dulce pentru tratarea unui număr mare de boli și are multe avantaje pe care le voi detalia în continuare. Clorura de sodiu, natriu clor, este unul dintre cele mai bune medicamente cuprinzătoare de pe piață, eficiente împotriva bacteriilor, ciupercilor și paraziților externi. Ne place, deoarece este ieftin și poate fi găsită ușor. Nu expiră niciodată și poate fi utilizată cu ușurință în concentrații mici până la mari. Cu toate acestea, trebuie să avem grijă. Diferite specii de pești au niveluri diferite de toleranță față de sare și poate fi greu să-ți dai seama și să reții doza corectă pentru fiecare specie. Un alt dezavantaj este că sarea nu poate fi utilizată la majoritatea plantelor și mercilor. În cele din urmă, este ușor să supradozați accidental sare, care poate provoca daune serioase în acvariul de apă dulce. Cu toate acestea, cu măsurători exacte și o utilizare atentă, poți beneficia de acest remediu extrem de eficient. Când se folosește sarea? Poate eradica un număr mare de paraziți, inclusiv ici, Chelidonia, Costia, Trichodina, Oodinium. Combate infecții cauzate de bacterii, ciuperci și arsurile provocate de ionii NH4+. Excesul de NH4+, apare când sunt prea multe reziduri în descompunere pe fundul acvariului, comparativ cu bacteriile denitrificatoare din substrat și filtru. Hrană neconsumată, frunze rupte, excrementele peștilor duc la acest lucru. Iar cauza? Aspiratul substratului e prost făcut sau prea rar, ori acvariul este suprapopulat. Ajută în cazul intoxicațiilor provocate de nitriți, prin dislocarea ionilor de nitriți de pe membranele branhiilor. Excesul de nitriți apare atunci când sunt prea puține bacterii denitrificatoare în substrat și filtru, comparativ cu materiile în curs de descompunere. Se adaugă 22,5 grame de sare sau 3 lingurițe pentru aproximativ 4 litri de apă, ceea ce înseamnă 0,3% salinitate. Este benefică pentru prevenirea otrăvirii cu nitriți a peștilor într-un acvariu nou amenajat. Dacă vreți să dezinfectați un acvariu gol, puteți folosi o soluție saturată de sare. Adăugați treptat și amestecați până se dizolvă toată sarea și clătiți acvariul cu această soluție. Cum acționează sarea în acvariu? Sarea cauzează în esență moartea prin deshidratare. Prin creșterea salinității apei din acvariu, apa este aspirată de bacterii, ciuperci sau paraziți, deoarece osmoza caută să echilibreze concentrația de sare de pe fiecare parte a membranei sau a pielii. Aceste mici microorganisme se deshidratează mai repede decât peștele, deoarece peștele are mai multă masă și apă stocată. Și, prin urmare, agenții patogeni ajung să moară înainte ca gazdele lor să o facă. Cu toate acestea, unele microorganisme pot rezista la o salinitate mai mare, motiv pentru care sarea nu este o soluție garantată 100%. Ar trebui să folosesc sare tot timpul? Nu. Sarea de clorură de sodiu nu trebuie utilizată zilnic, ca măsură preventivă sau ca stimulent de sănătate. Ar fi ca și cum o persoană sănătoasă care utilizează greșit antibioticele și ar lua o pastilă în fiecare zi pentru a minimiza riscul de infecție. În cele din urmă pot apărea reacții adverse sau rezistență la antibiotic și opțiunile de tratament sunt foarte limitate. În același mod, orice boală a peștilor care trece de bariera de sare
de protecție, va fi destul de rezistentă și va necesita o concentrație de sare mult mai mare pentru a se vindeca, ce poate fi în detrimentul peștilor. În schimb, dacă folosești sare cu ușurință doar atunci când este necesar, devine un instrument puternic de adăugat la arsenalul tău. Când să evitați sarea? Plante. Dacă aveți plante în acvariu, evitați să folosiți prea multă sare. Plantele pot fi deteriorate cu o doză relativ mică de sare, care este unul dintre motivele pentru care este mai bine să tratați peștii bolnavi într-un acvariu de carantină mai degrabă decât în acvariul obișnuit. Peștii fără solzi. Speciile de pești fără solzi care nu au protecția solzilor, deci nu pot tolera multă sare, cum ar fi Corydoras, care este deosebit de sensibil la sare. Utilizarea sării în acvariile cu aceste specii nu trebuie să depășească 7,5 grame per 4 litri, adică 0,1% salinitate. Cum se utilizează sarea ca medicament? Sarea este disponibilă cu particule de diferite dimensiuni, niveluri de puritate și compoziții chimice. Dar în scopul acestui articol folosim sarea grunjoasă, natriu clor. Nu sare de masă iodată, sare marină sau sare Epsom. Metodele de tratament trebuie să înceapă cu cel mai scăzut nivel de sare și va crește treptat dacă simptomele persistă. Sarea vine în mai multe dimensiuni și forme, deci asigurați-vă că utilizați sare grunjoasă pentru a urma acest regim de tratament. Am să le numesc stagii. Stagiul 1 de tratament. 15 grame sau o lingură de sare la 12 litri de apă. Adăugați 15 grame sau o lingură de sare la 12 litri de apă. Puteți turna sarea direct în acvariu sau în acvariul carantin. Sau puteți dizolva mai întâi sarea într-o ceașcă mică de apă din acvariu. Acest nivel de sare este ca și cum ai folosi un unguent pentru o tăietură mică. Cu alte cuvinte, nu este foarte puternic. Este folosit pentru a combate cazurile ușoare de infecții bacteriene sau fungice. În plus, irită delicat stratul protector de piele al peștilor, determinând peștii să producă mucus mai benefic care poate bloca unii paraziți și microorganisme să ajungă în corpul lor. Țineți peștii în această soluție de sare timp de 4 până la 5 zile. Apoi creșteți concentrația dacă nu există nicio îmbunătățire. Stagiul 2 de tratament. 15 grame sau o lingură de sare la 8 litri de apă. Utilizați o concentrație de 15 grame sau o lingură de sare la 8 litri de apă pentru următorul stagiu de tratament. Tratamentul din stagiul 2 este capabil să combată o gamă mai largă de boli. De exemplu, puteți utiliza această rețetă pentru a trata ICI, o afecțiune obișnuită cunoscută și sub numele de boala a petei albe, pentru o perioadă de 10 zile. Cu toate acestea, dacă simptomele se înrăutățesc, doar după 5 zile creșteți concentrația de sare. Stagiul 3 de tratament. 15 grame sau o lingură de sare la 4 litri de apă. Când medicamentele și nivelurile mai scăzute de sare nu au niciun efect, este timpul să acționați mult mai dur. Creșteți concentrația la 15 grame sau o lingură de sare la 4 litri de apă, iar această soluție puternică va elimina aproape totul. Tratamentul de stagiul 3 este foarte greu pentru peștii fără solzi și alte specii sensibile, așa că vă rog să faceți câteva cercetări în prealabil. Specii precum razbora, danios, petras, silver dollar, vivipar și majoritatea ciclidelor, precum și puiilor, sunt destul de tolerante la sare. Chiar și creveții neocaridina sunt destul de rezistenți la sare. Atenție! Sarea din acvariu nu se evaporă și nu se filtrează. Pe măsură ce apa se evaporă, sarea rămâne. Prin urmare, adăugați sare în cantitate proporțională, numai atunci când faceți schimbări de apă. De exemplu, când tratați 400 de litri de apă la stagiul 2 pentru ICI, aveți nevoie inițial de 50 de linguri de sare. Apoi, dacă trebuie să faceți un schimb de apă de 20% sau să schimbați 20 de litri de apă, adăugați înapoi 20% din sare, 150 de grame sau 10 linguri de sare la noua apă pentru a menține aceeași concentrație de sare.
Aveți grijă atunci când măsurați sarea, deoarece este ușor să supradozați cantitatea și, spre deosebire de majoritatea medicamentelor, sarea nu se va evapora în timp. Tipul, cantitatea și durata sării. Sarea de masă obișnuită este potrivită, cu toate acestea nu ar trebui să fie iodată și să nu conțină aditivi. Sarea grunjoasă sau sarea kosher sunt alegeri excelente, deoarece sunt clorură de sodiu pură, cu nimic altceva adăugat. Cantitatea de sare adăugată în apă va depinde de modul și pentru ce se folosește. Alte metode de tratament. Efectuarea de tratament prin scufundare. Când se tratează paraziții externi, scufundarea este metoda cea mai la îndemână. Puneți 75 de grame sau 5 linguri până la 150 de grame sau 10 linguri de sare într-o găleată curată. Adăugați încet 4 litri de apă din acvariu, în timp ce învârtiți în găleată pentru a dizolva sarea. Aceasta va fi o soluție de 1,5 până la 3% salinitate. Odată ce sarea este complet dizolvată, așezați peștii în această găleată timp de 5 până la 30 de minute. Observați îndeaproape peștii pe toată durata scufundării. Dacă se observă semne de suferință, readuceți imediat peștii în acvariul original. Folosiți o pompă de aer cu o piatră de aer în apă, pentru a o menține oxigenată în timpul scufundării. Efectuarea de tratament prin baie. O baie este ideală atunci când tratați un acvariu întreg pentru prevenirea otrăvirii cu nitriți sau reducerea stresului. Pentru tratamentul stresului în baie de sare, măsurați 7,5 grame sau o linguriță de sare pentru fiecare 4 litri de apă din acvariu. Asta va însemna 0,1% salinitate. Folosind un recipient mic, dizolvați sarea într-o cantitate mică de apă luată din acvariu. Odată ce este complet dizolvată, adăugați încet soluția de sare în acvariu. Pentru prevenirea otrăvirii cu nitriți, măsurați 22,5 grame sau 3 lingurițe de sare pentru fiecare 4 litri de apă din acvariu. Asta va însemna 0,3% salinitate. Apoi urmați aceiași pași pentru dizolvare și adăugare. Când se utilizează tratamente de baie, schimbările săptămânale de apă de 25% ar trebui să înceapă la o săptămână după tratamentul inițial. Nu mai adăugați sare suplimentară odată ce tratamentele de baie au început. Acest lucru va diminua treptat salinitatea apei din acvariu. Cât ar trebui să dureze tratamentul cu sare? Lăsați sarea în acvariu până când peștii arată sănătos și apoi îndepărtați sarea făcând schimburi de apă. La sfârșitul tratamentului faceți un schimb de apă de 30% fără a adăuga sare și apoi așteptați o săptămână pentru observare. Dacă boala nu revine, faceți un alt schimb de apă de 30% fără a înlocui sarea și așteptați încă o săptămână. Dacă boala revine, dozați înapoi la concentrația inițială de sare și adăugați puțină sare pentru a crește puterea soluției. Concentrația inițială de sare probabil nu a fost suficient de puternică pentru a combate complet boala sau peștele nu a petrecut suficient timp în soluția de sare pentru a deshidrata toți agenții patogeni. Pot folosi sarea pentru peștii aflați în carantină? Da. Puteți trata peștii noi folosind doză mică de sare de stadiul 1 de tratament timp de 2 săptămâni. Această soluție ar trebui să elimine aproximativ 60% din potențialele boli. De asemenea, puteți utiliza această tehnică pentru vindecarea oricărui pește care a fost bătut și are nevoie de un timp de recuperare solitar într-un acvariu de carantină. În timp ce o cutie cu medicamente poate părea cel mai simplu răspuns pentru tratarea unui pește bolnav, sarea este remarcabilă datorită capacității sale de a trata boli misterioase care sunt greu de diagnosticat. În plus, anumite țări încep să restricționeze vânzarea de antibiotice și alte medicamente utilizate în comerțul cu animale de companie pentru a minimiza riscul pentru sănătatea umană și a mediului. În viitor, sarea de acvariu poate deveni următorul dumneavoastră cel mai bun prieten atunci când vine vorba de tratarea peștilor bolnavi. Avantaje față de alte medicamente. Nu omoară bacteriile din filtru. Este foarte ieftin și se găsește ușor.
nu trebuie înlăturat carbonul activ din filtru, dacă aveți o lampă UV, nu trebuie oprită, este bine suportat de multe specii de pești, chiar și atunci când sunt foarte bolnavi. Este suportat de multe specii de plante. Nu este cancerigen ca multe din medicamentele de pe piață. Are o marjă de eroare mare în ceea ce privește dozajul corect. În încheiere vreau să vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu ești abonat al canalului meu, poate te-am convins să o faci apăsând butonul de abonare și notificări. Dacă v-a plăcut acest articol, nu uita să-mi dați un like și să-mi lăsați un coment. La revedere, pe data viitoare!